tragedie în muzica populară românească. După ce cântărețul Mile Povan, pe numele său Mihai Leric, a încetat recent din viață, ar fi fost găsit decedat în propria casă. Regretatul cântăreț de muzică populară era foarte îndrăgit de fani. Acesta îi făcea pe cei din jur să se simtă bine oriunde mergea. Mihai Leric avea mai multe melodii postate pe internet care erau ascultate de persoane din întreaga lume. De exemplu, piesa Sunt un musafir în viață mi-a strâns 1 milion de vizualizări și aproape 6.000 de aprecieri. Prietenii regretatului artist sunt în stare de șoc. Apropiații lui au transmis că acesta nu răspundea la telefon. Mai mult, fratele lui a decis să spargă ușa apartamentului. Din nefericire, imaginea a fost una șocantă. Trupul acestuia zăcea fără suflare în locuință. La rândul lor, vecinii regretatului artist au transmis că acesta nu răspundea la telefon, Mile nu răspundea la telefon, iar mașina era parcată în fața blocului. Așa și-au dat seama că s-a întâmplat ceva rău. Am înțeles că fratele lui a luat hotărârea să spargă ușa să vadă dacă nu este în casă, au transmis vecinii.